Hello, hello! Bună dimineața, dragii mei! Dacă e luni dimineața, ne revedem cu rubrica săptămânală cu tarotul optimist pentru început de săptămână. De data aceasta ne uităm la săptămâna 28 noiembrie-4 decembrie 2022. Pentru cei care n-ați mai văzut etalările mele de multă vreme, vă recomand să vă abonați canalului meu de YouTube. Abonarea e complet gratuită, trebuie doar să apăsați pe butonul abonare care este sub acest video și atunci YouTube o să vă anunțe de fiecare dată când pun materiale noi. Dar așa, pentru informația voastră generală, în fiecare dimineață la ora 8 găsiți etalările săptămânale și în cursul lunii decembrie o să găsiți și analizele pentru anul 2023. Ca în fiecare an pregătesc aceste videouri pentru voi și în cursul lunii decembrie să le primiți pentru fiecare semn zodiacal în parte. Deocamdată, hai să revenim la săptămâna curentă, o săptămână în care cel mai important eveniment astrologic este trigonul dintre Marte și Saturn, Marte retrograd în Gemeni, Saturn în mișcare directă în Vărsător, ambele planete la gradul 19 vor face acest aspect pozitiv. Atenție, chiar dacă e vorba de un aspect pozitiv, vorbim totuși despre un aspect astrologic, despre o conversație între cei doi malefici, între micul și marele malefic. Prin urmare, toate semnele zodiacale, într-un aspect al vieții lor, vor simți o tensiune, un blocaj, o limitare, dar mare atenție, e o limitare, e un blocaj care vine să vă apere, să vă păzească, să vă oprească din a da cu bățul în baltă, da? Prin urmare, nu aș vedea lucrurile negativ, dimpotrivă, uite, vedem aspectul pozitiv din această limitare. Și acum hai să vedem pentru fiecare semn zodiacal în parte cum se aplică aceste limitări și ce probleme, ce încurcături o să oprească aceste limitări în viața voastră. Ca de obicei, vă recomand să vă uitați mai întâi la ascendentul vostru, pe urmă la zodia voastră și pe urmă la semnul zodiacal în care se afla luna la momentul în care v-ați născut. Dacă nu știți cum să aflați toate aceste plasamente planetare, aici în colțul din dreapta sus găsiți acum un video în care vă explic cum puteți să calculați toate aceste plasamente planetare în harta voastră natală absolut gratis, fără nicio cunoștință aprofundată de astrologie. Bun, și acum hai să începem mai întâi cu berbecii. Pentru berbeci, Saturn e în casa 11-a, Marte în casa 3-a. Pentru voi, prietenii voștri vă sunt cei mai puternici aliați în această săptămână, pentru că ei o să vă oprească atunci când sunteți pe punctul să spuneți o mare prostie care riscă să vă creeze probleme. De asemenea, dragii mei berbeci, dacă știți că trebuie să plecați la drum, să călătoriți undeva în această săptămână unde n-ați mai fost până acum, consultați-vă cu prietenii voștri pentru că sigur găsiți pe cineva în cercul vostru de prieteni care a mai călătorit acolo și care vă poate da indicații prețioase care să vă ajute să vă pregătiți pentru acest drum. Și acum hai să vedem ce au de completat cărțile de tarot acestor mesaje astrologice. Avem asul de bâte și zecele de săbi. Sunteți foarte entuziasmați. Mare atenție că entuziasmul vostru, creativitatea voastră riscă să vă creeze probleme, de aceea ascultați de prietenii voștri atunci când aceștia vă trag de mânecă sau vă dau așa un ghiont în coaste să tăceți din gură, ascultați că e sfatul corect și de asemenea nu vă aruncați cu capul înainte în orice situație nouă, în orice conversație nouă, în orice călătorie nouă, pentru că riscați să regretați acest lucru. Consultați-vă cu prietenii voștri că i-ați ales cu un anumit motiv. Ăștia sunt oamenii pe care voi i-ați ales să facă parte din viața voastră, așa că folosiți-vă de sfaturile lor. Pentru tauri, pentru voi, în această săptămână o să aveți niște probleme, opreliști, blocaje la locul de muncă. Poate că nu mai este buget pentru un anumit proiect sau se întâmplă anumite lucruri care pun un proiect pe pauză, se blochează anumite lucruri acolo. Și aici se pune întrebarea, cum puteți voi, dragii mei tauri, să demonstrați că sunteți creativi, sunteți ingenioși,
că sunteți capabili și cum reușiți să rezolvați situația trecând peste acest blocaj. Pentru că de asta depinde un posibil bonus sau o posibilă mărire salarială care o să vină pentru voi undeva pe la finalul lunii ianuarie, început de februarie. Dar vă recomand în această săptămână toate opreliștile, toate blocajele să le luați ca pe niște provocări și să vedeți cum puteți să le rezolvați mai ingenios. Hai să vedem ce au de completat cărțile de tarot pe lângă mesajul astrologic al săptămânii. Păi cărțile de tarot vă mai spun să nu uitați să faceți și o pauză pentru o parte dintre tauri atunci când lucrurile nu ies în afaceri. Ăsta e felul prin care universul vă îndeamnă să faceți o pauză, să faceți un pas în spate, pentru că dacă vă odihniți, o să puteți să fiți mai creativi și o să puteți să aveți idei mai bune de afaceri în viitor. Un mesaj interesant pentru tauri. Hai să vedem acum pentru gemeni. Pentru voi e foarte posibil ca limitările voastre în stăpânirea unei limbi străine să vă pună niște piedici în dezvoltarea voastră personală. În egală măsură e posibil ca un cetățean străin, fie cineva care se află în străinătate sau cineva care nu e de cetățenie română, să fie persoana care vă impune niște reguli, vă impune niște blocaje, vine cu niște probleme, să zicem, pe care doar voi, dragii mei gemeni, puteți să le rezolvați. Și aici se pune întrebarea cât de ingenioși sunteți ca să puteți să găsiți o rezolvare pentru toate aceste probleme care vin cumva pe calea străinătății. Pentru gemenii care sunt foarte tineri, pentru cei care sunteți în facultate acum, o să întâlniți niște blocaje la facultate, niște blocaje în studiile voastre, dar mare atenție, aveți aici răbdare, pentru că, și fiți foarte atenți la ce se întâmplă în această perioadă, la cursurile voastre sau ce mesaje vă transmit profesorii în această perioadă, pentru că aceste informații vor fi relevante pentru voi pe final de ianuarie și în luna februarie, care, apropo, e perioada sesiunii. Așa că mare atenție, dragii mei gemeni. Bun, hai să vedem ce mesaje suplimentare au cărțile de tarot pentru voi. Păi cu acest cavaler de bâte și cu optul de cupe, vi se cere să fiți foarte onești, să fiți foarte juști și foarte drepți în această săptămână, să nu vă lăsați influențați de greutățile și obstacolele pe care le întâlniți și să acționați cu integritate mereu. De asemenea, optul de cupe vă atenționează oarecum că o să vină o schimbare. Poate că încă nu reușiți să identificați exact ce schimbare, de o schimbare de traseu și o să fie decizia voastră să schimbați ceva. O parte dintre voi poate că o să alegeți la școală să urmați altă limbă străină la facultate, de exemplu. Da? Nu știu, erați înscriși la cursul de franceză și vă mutați pe cursul de engleză. O parte dintre voi o să alegeți o altă strategie de negociere sau o să alegeți alți parteneri din străinătate. Nu știu, poate aveți afacerea voastră și vă gândeați să cumpărați bunurile din China și acum găsiți un alt furnizor mai ieftin în Vietnam, să zicem, da? Oricum, optul de cupe ne arată aici o schimbare în bine și o schimbare pe care voi o să faceți. O să fie decizia voastră. Deci aveți de luat și niște decizii, dar e foarte important de partea asta de integritate și de optimism. Păstrați optimismul că lucrurile o să iasă bine. Să vedem acum pentru raci. Pentru voi, Saturn în casa 8-a aduce niște limitări, dar care vă ajută pe casa 12-a, unde e Marte retrograd. Ce se întâmplă pentru raci? Sunt niște întârzieri cu privire la o succesiune, la o moștenire sau la un credit, la o ipotecă pe care voi încercați să o obțineți sau, hai să o luăm așa mai general, cu privire la orice documente legale pe care voi sperați să le rezolvați în această săptămână. Lucrurile întârzie, nu se rezolvă acum. De ce nu se rezolvă acum? Pentru că dacă s-ar rezolva acum, ar fi în defavoarea voastră. Aici e universul, e astrologia momentului care intervine pentru raci și vă spune nu vă grăbiți, că lucrurile se pot rezolva mult mai benefic financiar pentru voi dacă așteptați până la anul, până după mijlocul lunii ianuarie.
Acum vă grăbiți puțin și riscați să aveți niște pierderi financiare sau să câștigați mai puțin bani decât ați putea, doar pentru că, na, ați uitat că graba strică treaba. Hai să vedem ce mesaje suplimentare au pentru voi cărțile de tarot. Asul de cupe și Marea preoteasă. Ascultați sfatul soțului sau a soției dacă sunteți căsătoriți, pentru că ei au o intuiție mult mai bună decât a voastră în acest moment. Iar pentru racii singuri, aceste întârzieri financiare, monetare, legale care apar în viața voastră, sunt legate într-un fel sau altul de viața voastră amoroasă, mai ales dacă sunteți singuri, pentru că toate aceste probleme, blocaje pe care le întâlniți acum, v-am spus, cu un credit, cu o ipotecă, cu un contract, cu o moștenire, o succesiune, cu ceva de genul ăsta, se vor rezolva la momentul potrivit, când va fi momentul potrivit, cândva la anul când o să vă întâlniți sufletul pereche și oarecum ăsta va fi semnalul că ați întâlnit persoana corectă pentru voi, când o să vedeți că și toate aceste blocaje de acum, de la început de decembrie, se vor rezolva la anul. Va fi un mesaj pe care Universul o să vi-l dea că da, asta e persoana corectă pentru voi. Pentru lei, Saturn în casa 7-a, Marte în casa 11-a. E foarte posibil ca soțul sau soția voastră să... N-aș vrea să spun să nu vă permită, dar să aibă nevoie de ceva suplimentar de la voi și din cauza asta să trebuiască să amânați întâlnirea cu niște prieteni. Pentru lei care nu sunteți căsătoriți, e foarte posibil ca partenerii voștri de afaceri sau clienții voștri să ceară niște lucruri în plus care... pentru voi înseamnă muncă în plus, efort în plus, timp în plus, da? Vin clienții voștri cu niște cerințe suplimentare, cu niște probleme suplimentare poate și din cauza asta trebuie să vă reconfigurați planul cumva, dar mare atenție că asta vine și cu posibilitatea ca voi să renegociați termenii contractului și să obțineți mai mulți bani pentru munca asta suplimentară pe care trebuie să o depuneți. Așa că mare, mare atenție, nu v-aș recomanda în această săptămână să acceptați schimbări în proiectele voastre fără să și renegociați termenii contractuali din spate. Bun, hai să vedem ce mesaje suplimentare ar avea cărțile de tarot pentru voi. Păi cu împărăteasa și șasele de cupe, niște mesaje foarte, foarte, foarte frumoase, foarte benefice pentru lei. Cum v-am spus, posibilitate de bani suplimentari, nu cred că o să fie o sumă fabuloasă, dar dacă e această posibilitate, de ce să nu profitați de ea, nu? Iar cu șasele de cupe, văd nevoia asta voastră acută, intensă, de a vă conecta cu prietenii, de a discuta cu prietenii voștri, de a vă întâlni cu prietenii voștri. Acum nu știu exact de ce soțul sau soția voastră o să fie aici un impediment în posibilitatea de a vă întâlni cu niște prieteni, poate pe care nu i-ați mai văzut de mult sau de care vă este foarte dor, foarte drag de ei, dar o văd totuși ca o șansă pentru lei. Dacă nu puteți să ieșiți la un vin cu prietenele voastre, hai să zicem, dragele mele leoaice, că acum mă adresez vouă. Poate că luați o sticlă de vin și o beți seara acasă cu soțul și, uite, aveți niște clipe romantice în cuplu. Sau pentru lei, pentru domni, dacă nu puteți să vă întâlniți cu prietenii voștri ca să vedeți meciul de fotbal, poate că vă invitați soția să stea alături de voi și iarăși aveți niște momente frumoase totuși împreună. Nu știu, acum dau și eu așa niște exemple generice, mă vedeți voi cum se aplică asta de fapt pentru voi, dar uitați aici cu felul în care e făcută această imagine, văd de asemenea posibilitatea să socializați cu prietenii online. Faceți un video call cu toți prietenii voștri dacă nu puteți să vă întâlniți neapărat face-to-face, față-înfață, da? Pentru fecioare avem Saturn în casa 6-a, Marte în casa 10-a. E posibil ca o parte din fecioare să aibă niște probleme de sănătate care să vă afecteze la locul de muncă. Trebuie să vă luați câteva zile de medical, spre exemplu.
Dar, în egală măsură, din această nevoie de a o lua mai încet și de a pune un pic pauză pe anumite lucruri, reiese și o mare posibilitate, un mare beneficiu pentru voi, posibilitatea de a vă reorganiza ziua, de a vă reorganiza orarul, astfel încât în momentul în care vă întoarceți la lucru, să fiți mai eficienți. Hai să vedem ce mesaje suplimentare pentru voi ar avea cărțile de tarot. Păi, cu regele de monede și cu arcana majoră soarele, nu vă faceți probleme din punct de vedere financiar, pentru că limitările care vin, fie din cauza sănătății voastre, fie din cauza unor colegi care vin, pleacă din companie, fie din cauza orarului vostru de lucru care se schimbă, toate aceste limitări nu vin și cu pierdere financiară, dimpotrivă, vin cu mari oportunități, mari portițe de câștiguri serioase financiare, că ăsta e regele de monede, e cea mai mare carte din suita de monede și ăsta e soarele care ne arată că lucrurile oricum se finalizează foarte bine pentru voi. Deci nu vă îngrijorați că toate limitările care vin în viața voastră săptămâna asta sunt menite de fapt să deschidă niște portițe către mai mulți bani în viața voastră. Cum o să găsiți aceste portițe, cum le identificați exact, asta nu știu să vă spun, asta depinde individual pentru fiecare dintre voi. Pentru balanțe, dacă aveți copii, niște limitări, niște probleme sau niște lucruri de care ați uitat legate de copiii voștri, de școală, de educație, ceva planuri legate de copiii voștri, vă împiedică să călătoriți în străinătate. Poate, nu știu, v-ați fi dorit de Crăciun sau de anul nou să mergeți la schi în străinătate sau să reveniți în țară dacă sunteți plecați și vă dați seama în această săptămână că sunt aici niște lucruri legate de copii, de vacanța lor, de planurile lor, de cheltuielile cu copii care pun cumva pe pauză aceste planuri și din cauza cărora nu o să puteți să veniți în țară. Sau poate că reușiți să călătoriți, dar trebuie să vă ajustați considerabil planurile pe care le aveați inițial. Pentru balanțele care nu au copii, se întâmplă aici niște lucruri în viața voastră romantică, un fel de blocaj, să zicem așa, pe partea asta de romantism, de dating, de ieșit la întâlniri, pentru că persoana cu care voi vreați să vă întâlniți, fie are niște examene la facultate, fie trebuie să plece în străinătate, în delegație sau pleacă la lucru sau se întâmplă ceva și pleacă din țară persoana respectivă și atunci acum în decembrie nu ies lucrurile așa cum v-ați dorit voi, dar există o portiță de reconectare cu această persoană undeva prin ianuarie-februarie. Hai să vedem ce mesaje suplimentare au cărțile de tarot pentru balanțe. Optul de săbi și șaptele de bâte. Vă văd un pic reticenți, vă văd un pic în defensivă, da? Ăsta e cuvântul pe care îl căutam, pentru că atunci când planurile voastre nu este exact așa cum v-ați dorit, intrați cumva într-o zonă de teamă, de panică, de ce se întâmplă și vă destabilizează foarte puternic acest lucru. Ce vă recomand să vă aduceți aminte cu aceste cărți și cu tranzitele astrologice ale săptămânii este că tot ce se întâmplă în această perioadă este de fapt pentru binele vostru, chiar dacă nu pare acum pe moment, că na, e o pierdere, nu puteți să faceți ceva, nu puteți să vă bucurați de o călătorie, nu puteți să vă întâlniți cu o persoană dragă, dar se întâmplă aici niște lucruri care vă pun într-o situație inconfortabilă. Dar per total, pe termen lung, tot ce se întâmplă acum este ca să vă protejeze, pentru că vă așteaptă ceva mai bun mai încolo, așa că doar aveți răbdare. Aveți răbdare pentru că lucrurile sunt încă în desfășurare, zarurile au fost aruncate de univers, dar încă nu s-au oprit, ele încă rulează pe masă. Și v-aș ruga foarte insistent în această săptămână să nu permiteți ca traumele voastre din trecut să vă declanșeze niște reacții exacerbate, pentru că aveți tendința în această săptămână să faceți din țânțar armăsar. Da? Cam ăsta e mesajul pentru balanțe. Hai să vedem de data aceasta pentru scorpioni.
Pentru voi, Saturn în casa 4-a, Marte în casa 8-a. Ce înseamnă asta? E foarte posibil ca niște probleme, fie cu părinții, fie cu locuința voastră, să necesite ca voi să cheltuiți niște bani, poate chiar să cereți un împrumut. Dar, mare atenție aici, pentru scorpionii care vor să își cumpere o casă, o proprietate, un apartament, care vor să achiziționeze un bun fizic în această săptămână, e foarte posibil să nu reușiți să faceți lucrul acesta, să apară aici o întârziere până undeva în ianuarie, februarie, pentru că actele pe care le așteptați, aprobarea din bancă pe care o așteptați, întârzie, da? Întârzie toate aceste lucruri și atenție că e pentru binele vostru. Nu vă frustrați, nu vă speriați dacă întârzie actele, dacă întârzie aprobările, pentru că vă așteaptă ceva mai bun, mai încolo, dacă aveți răbdare. Pentru scorpionii care au probleme cu părinții, fiți foarte atenți la cum duceți aceste conversații, la cum încercați să aduceți pacea și echilibru în familie, pentru că dacă voi o să fiți vocea rațiunii, dacă voi o să fiți elementul care aduce pace și echilibru, e posibil să primiți o porțiune mai mare din moștenire, când o să fie momentul moștenirii. Da. Să vedem ce mesaje suplimentare au cărțile de tarot, pe lângă ce v-a spus până acum astrologia momentului. Uite, două arcane majore, lumea și justiția. Clar, o săptămână importantă, clar, o săptămână de cotitură pentru scorpion. Ah, și am uitat să spun un lucru. Pentru scorpionii, care n-au nici probleme cu părinții, nici nu vor să-și cumpere o locuință. Dacă aveți deja casa voastră, e posibil în această săptămână să trebuiască să cheltuiți niște bani în locuință, dar atenție, e o investiție pe termen lung, da? Bun, revenind la cărțile de tarot. Cu aceste două arcane majore, dragii mei scorpion, trebuie să țineți cont că pentru voi acum se finalizează o etapă de viață și după ce ajungeți la finalul acestei etape de viață și treceți în etapa următoare, o să aveți mult mai mult echilibru în viața voastră. Că de fapt asta încearcă scorpionii să aducă în viața lor, să construiască în viața lor deja de ceva vreme, de câțiva ani de zile. Vă tot luptați să aduceți mai multă stabilitate, vă tot luptați să aduceți mai multă siguranță, vă tot luptați să construiți ceva solid care va rămâne în urma voastră și arcana majoră justiția, exact asta vă spune, da, planurile voastre se materializează așa cum v-ați imaginat voi, dar în egală măsură trebuie și voi să înțelegeți că nu mai sunteți persoana care ați fost în urmă cu 2, 3, 5, 10, 20 de ani, că și voi v-ați maturizat foarte mult. Și atunci trebuie și atitudinea voastră față de sine să fie una mult mai echilibrată, că intrați într-un ciclu nou, intrați într-o etapă de viață nouă, în care universul se așteaptă ca voi să fiți mai maturi și mai înțelepți. Pentru săgetători, niște probleme în comunicare. Simțiți că nu puteți să spuneți anumite lucruri, mai ales față de soțul sau de soția voastră, dar și față de niște parteneri de afaceri sau față de niște clienți. Parcă, nu știu, vă pierdeți cuvintele, vă pierdeți gândurile sau poate că pur și simplu vă intimidează această persoană și nu puteți să spuneți anumite lucruri. În egală măsură s-ar putea ca o parte dintre săgetători să aibă probleme cu mașina și din cauza asta să întârzie la o întâlnire de afaceri sau să nu ajungă la timp la o întâlnire cu soțul, soția și na, de aici să apară niște mici probleme, mici tensiuni. Mare atenție, atunci când simțiți un nod în gât sau când vă doare gâtul sau vă uitați cuvintele sau simțiți că nu trebuie să spuneți anumite lucruri, ascultați-vă intuiția. E modul prin care universul comunică acum cu voi și vă spune că nu e momentul să spuneți lucrurile respective. De asemenea, dacă vă urcați în mașină și vă chinuiți 15 minute să porniți mașina sau ieșiți pe poartă și toate semafoarele sunt pe roșu, ăsta e semnul universului că nu e momentul să mergeți la întâlnirea respectivă, să ajungeți unde vă propuneți voi să ajungeți și mai bine vă întoarceți din drum și îi dați o șansă peste câteva săptămâni, că acum tensiunile astrologice sunt
un pic mai puternice ca de obicei. Hai să vedem ce mesaje suplimentare ar avea cărțile de tarot pentru voi, pe lângă ceea ce ne-a spus astrologia momentului. Avem arcana majoră moartea și pajul de săbii. Exact ce v-am spus, transformare în comunicare, transformare în gândire, transformare în felul în care percepeți anumite lucruri. Se întâmplă aici niște transformări radicale în interiorul vostru și de aceea poate că o să fiți mai bâlbâiți sau nu o să vă găsiți cuvintele sau o să vă uitați ideile sau poate că blocajul ăsta o să se manifeste efectiv sub forma unor dureri de gât și nu știți de ce, că voi n-ați băut nimic rece, n-ați intrat în contact cu nimeni care să fi fost răcit, bolnav și dintr-o dată aveți roșu în gât. Ei, e universul aici care vine și vă spune nu. Taci din gură, nu e momentul să spui acum ce ai de spus, fiindcă aici mintea și gândurile tale se reorganizează, așteaptă și spune ce ai de spus în ianuarie, că oricum o să găsești atunci metoda mai bună de a formula, de a explica ceea ce vrei tu să spui. Transformări importante pentru săgetători, aveți răbdare cu voi în acest proces de transformare. Pentru Capricorni, Saturn pe casa a doua, Marte în casa a șasea. E posibil ca o parte dintre Capricorni să aibă niște probleme financiare. Nu vă faceți griji că nu sunt probleme financiare mari. Dar s-ar putea să aveți niște curcături care vă dau un pic peste cap orarul în această săptămână. Spre exemplu, aveți nevoie de cardul vostru de credit, dar a expirat și trebuie să mergeți la bancă să vă ridicați cardul nou. Sau ați văzut niște tranzacții suspecte în contul vostru și iarăși trebuie să mergeți la bancă să vedeți ce s-a întâmplat. Lucruri din acestea minore, dar care vă dau peste cap rutina zilnică și trebuie să ieșiți un pic din zona voastră de confort ca să le rezolvați. De asemenea, o parte din Capricorn, nu toată lumea, dar o parte dintre voi, s-ar putea să trebuiască să cheltuiți niște bani fie pentru a rezolva, fie pentru a preveni o posibilă problemă de sănătate. Dacă aveți de făcut analize, de mers la un consult sau de urmat un tratament, luați lucrurile astea în serios în această săptămână, da? Bun, și acum să vedem ce mesaje suplimentare ar avea cărțile de tarot pe lângă ce am văzut deja din astrologia momentului. Păi avem treiul de cupe și pajul de monede. Niște cărți frumoase, niște cărți ok pentru Capricorn, care vă recomandă că atunci când aveți aceste probleme, că sunt financiare, că sunt de sănătate, să apelați cu încredere la ajutor de la prietenii voștri. Fie că aveți nevoie de un împrumut, fie că aveți nevoie de un sfat, prietenii voștri sunt cei care sunt acolo să vă asculte, să vă ajute, să vă întindă o mână de ajutor. Bun, hai să vedem acum pentru vărsători. Saturn pe casa 1, pe zodia voastră, Marte pe casa 5. Dragii mei vărsători, dacă aveți probleme în viața voastră romantică, fie că, nu știu, o întâlnire nu se mai întâmplă sau cineva nu vă mai răspunde la mesaje sau tot atrageți parteneri de care sunteți nemulțumiți. Vreau să știți că sursa problemelor voastre nu e în exteriorul vostru. Nu e nicio persoană care vă vrea rău, nu e nimeni care vă blestemă aici, nu e nimeni care vă deoache, nu e nimeni de vină decât voi. Așa că dacă vreți să rezolvați toate problemele din viața voastră amoroasă, din viața voastră romantică, uitați-vă atent în oglindă, pentru că voi singurei vă puneți blocaje în viața voastră romantică. Voi sunteți cei care v-ați blocat, nu e absolut nimeni altcineva care face treaba asta. Același lucru e valabil și pentru vărsătorii care au probleme în relația cu copiilor. Fie că aveți deja copii și aveți probleme, nu mai știți cum să gestionați copiii, fie că vreți să aveți copii și nu reușiți să aveți copii. Nu e nicio problemă medicală, nu e nicio problemă exterioară, nu e problemă cu copiii voștri, e o problemă mentală din psihicul vostru, din felul în care ați fost crescuți, din niște traume din copilărie. Totul e în interiorul vostru și totul poate fi rezolvat doar de voi. Doar de voi înșivă.
schimbând atitudinea, devenind mai serioși, mai stabili, mai maturi în felul în care abordați aceste topicuri care au blocaje în viața voastră. Hai să vedem ce au de spus în plus cărțile de tarot, pe lângă mesajul astrologic al săptămânii, păi cu nouăle de monede și cu arcana majoră îndrăgostiții, ce să vă zic, blocajul poate fi eliminat, cu ușurință chiar, atunci când vă asumați responsabilitatea pentru fericirea voastră, atunci când nu mai puneți presiunea nevoii voastre de a fi fericiți sau împliniți pe umerii altei persoane, ci mai întâi vă canalizați atenția ca voi să vă dați singuri mulțumire, fericire, împlinire și căutați într-un posibil partener sau parteneră romantică doar cineva care să vă acompanieze în acest drum de fericire pe care oricum vi l-ați croit de unii singuri, atunci o să vă găsiți sufletul pereche. Nu vă mai așteptați să vină Făt Frumos pe Cal Alb sau Ileana Cosânzeana, prințesa din poveste, să vă rezolve toate problemele. Doamnelor, domnișoarelor, nu vă mai așteptați să vină iubitul perfect care dintr-o dată să vă facă să fiți fericite și să nu mai fiți melancolice, să nu mai fiți triste. Domnilor, nu vă așteptați să vină soția perfectă care vă gătește, vă spală, vă calcă și vă face toată viața mai ușoară. Nu! În primul rând, voi trebuie să rezolvați toate acele puncte din viața voastră pe care le considerați minusuri și doar în felul ăsta o să atrageți în viața voastră un partener pe măsură care să ridice la nivelul așteptărilor pe care voi le aveți și care, atenție, sunt destul de înalte. Dar e posibil. Trebuie doar să faceți o schimbare de atitudine în interiorul vostru. Și am ajuns la ultimii, dar nu cei din urmă, pentru zodia Pești. Pentru voi, Saturn în casa 12-a, Marte în casa 4-a, văd o foarte mare posibilitate ca în această săptămână să aveți probleme cu somnul. Datorită unor lucruri care se întâmplă fie cu părinții voștri, fie în locuința voastră. O să vă dau câteva exemple. O parte dintre pești poate nu reușesc să dormă bine noaptea, că în miez de noapte vă sună părinții că au nu știu ce urgență, nu știu ce problemă și trebuie să mergeți să-i ajutați. Alții poate că o să aveți coșmaruri referitoare la părinții voștri sau la lucruri care s-au întâmplat în familia voastră în copilărie. Alții poate că pur și simplu când vă puneți pe canapea și vreți și voi să ațipiți jumătate de oră, uite, fix atunci vecinii se pun să dea găuri în pereți și na, e mult zgomot în bloc și nu puteți să dormiți, da? Acum, spectrul de intensitate o să difere de la pești la pești, în funcție și de celelalte plasamente planetare din harta voastră natală. Dar, în egală măsură, aici mai apare și o posibilitate ca o parte din pești să aibă niște probleme de sănătate în această săptămână, iar sursa acestor probleme de sănătate o să o găsiți în casă, în locuință, în mediu în care locuiți. Și acum uitați-vă atent prin casă, că poate aveți o cameră care nu e bine încălzită și acolo se face mucegai și de la condens, de la mucegai, riscați să dezvoltați un astm sau ceva. Sau poate că ar trebui să faceți mai bine curățenie prin casă, că începeți să dezvoltați alergie la praf și la acariență. Da, lucruri din astea. Sau poate că pur și simplu sunteți tensionați, sunteți obosiți, că sunt multe tensiuni în familie și v-ați cam săturat de toate lucrurile astea. Bun. Indiferent de ce se întâmplă pentru voi, hai să vedem ce mesaje suplimentare au cărțile de tarot pentru pești, că nu totul e negativ și lucrurile, până la urmă, au și o turnură pozitivă. Treiul de săbi și treiul de monede. Atunci când vă simțiți înnecați sub povara greutăților, a grijilor, a stresului, apelați la colegi, la prieteni, la oameni care au trecut și ei prin experiențe similare, care pot să înțeleagă lucrurile prin care voi treceți acum și care vă pot ajuta fizic. Atenție, aici nu e vorba doar de oameni care vă dau sfaturi și pe urmă pleacă înapoi la viața lor, nu, aici e vorba de oameni care chiar efectiv vin și vă ajută. Să rezolvați ceva în casă, să mutați ceva în casă, să rezolvați ceva cu părinții voștri, da? Oameni care efectiv vin și pun mâna și vă ajută să mutați mobilă, să, nu știu, indiferent ce aveți de făcut,
E vorba de genul acela de prieteni care efectiv sunt săritori și vin și vă ajută. Apelați la ei, indiferent ce aveți nevoie, că aveți nevoie doar să vă asculte sau că aveți nevoie efectiv și să vină și să vă ajute cu ceva, fiți foarte clari în comunicare, pentru că oamenii ăștia sunt acolo. Trebuie doar să-i căutați și o să vedeți că oarecum grijile, povara voastră se va ușura. Bun, cam astea au fost mesajele pentru această săptămână. Sper că v-au plăcut, sper că v-au fost de folos. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like. Bineînțeles, abonați-vă canalului de YouTube ca să fiți informați și când voi pune următoarele materiale. Și ca de obicei, vă doresc să aveți o săptămână minunată. Pa, pa!